O delegație din Turcia, formată din 24 de elevi și 5 profesori, a ajuns luni 26 mai la Colegiul Tehnic Danubiana din Roman. Vizita a avut loc în cadrul proiectului Caleidoscop, o aventură culinară europeană și a reprezentat a treia întâlnire a participanților. Este vorba de o aventură prin istoria culinară a relațiilor româno-turce. Deci încercăm să păstrăm tradiția liceului nostru în domeniul industriei alimentare și să descoperim ce avem în comun în acest domeniu culinar. Vom face și activități practice, vom ține și cursuri de limba română, limba turcă, deci avem o săptămână bogată. Care au venit, în ce clase sunt? Sunt elevi de liceu. Marea majoritate, de la clasa 9 la 12, așa ai noștri, se cunosc pentru că am avut și noi o vizită de proiect în anul anterior școlar în Turcia. Am fost la ei în vizită și acum e rândul lor să descopere. Sunt deja cazați în câteva locații din Roman, deoarece sunt mulți, nu am reușit să-i ducem într-un singur loc, dar sperăm că se vor simți bine la noi și vor participa cu drag la toate activitățile pe care le-am propus. Elevii din Turcia vor încerca să capareze cât mai multe experiențe în domeniul culinar, cât mai multe experiențe în domeniul gastronomic, experiențe culinare, vom împărtăși și vom experimenta diverse acțiuni, activități. O să încercăm să facem această activitate cât mai plăcută pentru oaspeții noștri turci. Oaspeții veniți de la o școală considerată una dintre cele mai mari centre de formare profesională a tinerilor din Turcia în meserii din domeniul alimentației publice au declarat că sunt fericiți să se afle în Roman și să cunoască specificul acestei zone. Öncelikle Romanya'nın sıcak insanlarını tanımak ve bu tanışma esnasında kültürler arasındaki etkileşimi meydana getirmek, bundan haberdar olmak. Am venit pentru prima oară în România, am vrut să cunoaștem oamenii acestei țări, culturile dintre cele două țări. Evet. Aynı zamanda iki toplum arasındaki yemek, çünkü projemizin adı yemekle etkileşim. De asemenea, denumirea proiectului se referă la bucătăria celor două țări și vrem să cunoaștem cele două mâncăruri din cele două țări. Projede yer aldığımız için, ortak olduğumuz için de memnunuz. Suntem foarte mulțumiți că facem parte din acest proiect. Gösterdikleri ilgi ve alakaya da ayrıca teşekkür ediyoruz. Și de asemenea vă mulțumim pentru tot interesul acordat. Inițiatorii proiectului au dorit ca acesta să contribuie la creșterea gradului de acceptare a celorlalți, a gradului de conștientizare a fraternității, cooperării și toleranței pentru a promova echitatea și cetățenia activă.